Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Se pare că veștile pentru Bitcoin continuă să curgă în fiecare zi într-o notă pozitivă, iar raliul pieței nu dă semne de oboseală. Nu avem nicio garanție că bull marketul a început, dar pentru moment ne bucurăm de știri destul de bune și de creșteri destul de frumoase pe diferite altcoinuri. Și cum toată această nebunie a fost declanșată de un posibil Bitcoin ETF spot, se pare că narrativa continuă și în China, sau mai bine zis în Hong Kong. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Avem o veste interesantă despre Hong Kong și potențialul de a permite ETF-uri pentru criptomonede, ceea ce ar putea fi o mișcare semnificativă pentru dezvoltarea pieței cripto și pentru consolidarea Hong Kongului ca un hub al activelor digitale în regiunea Asia-Pacific. Hong Kong estimează în prezent posibilitatea de a permite fonduri tranzacționate la bursă, ETF-uri, care investesc direct în criptomonede. Această mișcare vine în contextul eforturilor de a crea un hub digital pentru active în regiunea Asia-Pacific și de a gestiona consecințele scandalului JPEX, un exchange de la ei din țară. Julia Leong, CEO al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Hong Kong, a subliniat că orașul este deschis pentru investitorii de retail care doresc să aibă acces la astfel de ETF-uri, cu condiția să fie îndeplinite cerințele de reglementare. Această decizie reflectă dorința Hong Kongului de a aborda noile tehnologii care să îmbunătățească eficiența și experiența clienților. Cu atât de mulți investitori dorniți să se implice în piața cripto, această mișcare ar putea face ca activele digitale să devină mai accesibile și mai mainstream. Bitcoin a înregistrat o creștere semnificativă de peste 110% în acest an, parțial datorită așteptărilor legate de posibilitatea ca companii precum BlackRock să obțină aprobarea de a lansa primul ETF pe piața americană pentru această criptomonedă. Ceea ce este remarcabil este că atât Hong Kong cât și Statele Unite permit deja ETF-uri bazate pe contractele future legate de criptomonede, dar adopția lor a fost relativ modestă până acum. În prezent, Hong Kong are câteva ETF-uri cu active combinate de aproximativ 65 de milioane de dolari. Hong Kong a pus bazele unui cadru regulamentar dedicat pentru activele virtuale în 2023 pentru a-și restabili statutul de centru financiar modern. Aceste reguli se concentrează nu doar pe atragerea companiilor în spațiul cripto, ci și pe protejarea investitorilor. În plus, Hong Kong explorează și conceptul de tokenizare, adică transformarea activelor din lumea reală în active digitale. Această abordare poate suferi numeroase oportunități și utilizări pentru tehnologia blockchain, care stă la baza criptomonedelor. De asemenea, orașul a emis primele obligațiuni digitale verzi în februarie, iar Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Hong Kong a actualizat recent orientările reglementare pentru a deschide calea spre produse tokenizate destinate investitorilor de retail. Aceste evoluții demonstrează dorința Hong Kongului de a deveni un centru al activelor digitale și de a-și extinde accesul la investitorii de retail. Competiția în acest domeniu vine din partea altor regiuni precum Singapore, Dubai și Uniunea Europeană, iar aceste mișcări pozitive din Hong Kong au potențialul de a consolida poziția orașului ca un hub al criptomonedelor în Asia. Dragilor, nu uitați de recomandarea mea de a rămâne în siguranță pe internet în momentul în care accesați orice platformă. Iar pentru asta aveți nevoie de un VPN. Un VPN vă ferește de hackeri, un VPN vă ascunde identitatea. Găsiți la mine în descriere un link care vine și cu o reducere suplimentară. Tot în descriere găsiți un link de la Tangent Wallet, un wallet la care nu este nevoie să vă notați separat frazele de recuperare, nu este nevoie să le țineți minte, nu este nevoie să le depozitați nicăieri, deoarece acestea vin stocate pe cardurile Tangent. Puteți comanda 2-3 carduri în funcție de câte doriți. Linkul de la mine din descriere va aduce o reducere suplimentară de 10%. Bitcoin are potențialul său de a deveni o forță majoră în lumea investițiilor și vedem că, conform datelor furnizate de Block Resolution și de Glassnode, numărul adreselor de blockchain care dețin cel puțin 1000 de dolari în Bitcoin, echivalentul la aproximativ 0,028 Bitcoin, la prețul actual de 35.000 de dolari aproximativ, a atins un nivel record de 8 milioane. Această creștere semnificativă a numărului de adrese cu astfel de sume semnificative de Bitcoin arată un interes în creștere pentru Bitcoin și, mai important, o creștere a puterii de cumpărare din partea investitorilor. De asemenea,
Este important să menționăm că această cifră record ar putea crește exponențial pe măsură ce Bitcoin continuă să câștige teren și să devină o parte din viața financiară a tot mai multor oameni. Acest lucru arată că Bitcoin este din ce în ce mai perceput ca o modalitate de investiție și o formă de păstrare a valorii. După cum a menționat Blockware Solution, dacă există zeci sau sute de milioane de adrese care conțin mii de dolari în Bitcoin, acest lucru înseamnă o putere de cumpărare semnificativă. Cu toate acestea, puterea de cumpărare nu este singurul aspect pozitiv. Creșterea numărului de adrese cu sume semnificative de Bitcoin indică și o creștere a interesului și încrederii în Bitcoin ca activ financiar. Această creștere record vine într-un context în care Bitcoin a crescut, așa cum am zis, cu peste 25% în ultimele 4 săptămâni pe fondul speculațiilor că SEC va aproba în curând cel puțin un fond tranzacționat la bursă ETF pentru Bitcoin. Toate acestea sugerează că Bitcoin continuă să-și consolideze poziția ca o investiție atractivă și o formă de păstrare a valorii. Creșterea numărului de adrese cu sume semnificative de Bitcoin arată că tot mai mulți oameni văd potențialul cripto pentru viitor și doresc să participe la această revoluție financiară. Bitcoin rămâne în centrul atenției și are un potențial uriaș de a schimba modul în care înțelegem finanțele și investițiile. Pe lângă Bitcoin, am văzut în ultima perioadă ceva activitate și în jurul XRP sau Ripple. În ultimele 24 de ore, XRP a înregistrat un avans de peste 10%, la un moment dat era chiar 12%, consolidându-se drept una dintre cele mai performante criptomonede majore, în timp ce prețurile Bitcoin și Ethereum au rămas relativ stabile. XRP a crescut, așa cum vă spuneam, cu peste 12% înainte de a înregistra o ușoară retragere, iar volumele de tranzacționare au crescut de la 1 miliard de dolari în cursul zilei de ieri la peste 2 miliarde de dolari conform datelor furnizate de CoinGecko. În momentul de față, XRP se tranzacționează la peste 0,71 de dolari și a urcat pe locul 4 în topul criptomonedelor după capitalizarea de piață, depășind BNB. Ce a generat această creștere rapidă a prețului XRP? Păi, se pare că majoritatea câștigurilor au fost totuși determinate de tranzacțiile efectuate pe piața spot, deoarece lichidările în contractele future XRP au depășit 4,4 milioane de dolari. Un astfel de volum mare de lichidări poate sugera că utilizarea unui nivel ridicat de leverage a contribuit la creșterea prețurilor. În ceea ce privește factorii care au determinat această creștere, traderii ar putea fi influențați de două dezvoltări pozitive legate de firma de plăți Ripple, care au avut loc săptămâna trecută. Ripple a obținut aprobări cheie pentru a opera și a oferi servicii în Georgia și Dubai. Ripple a anunțat că Autoritatea Serviciilor Financiare din Dubai, DFSA, a aprobat XRP în cadrul regimului său de active virtuale, permițând firmelor licențiate din Dubai să integreze și să ofere XRP clienților ca parte a serviciilor lor legate de criptomonede. În plus, Ripple a anunțat începerea colaborării cu Banca Națională a Georgiei pentru proiectul pilot Digital Lari, care va utiliza platforma sa de monedă digitală a băncii centrale, CBDC-ul. Această platformă CBDC este deja utilizată de guvernele din Hong Kong și Taiwan și permite instituțiilor să gestioneze și să personalizeze întregul ciclu de viață al CBDC, inclusiv emiterea, distribuția, rambursarea și arderea tokenilor. Acesta oferă băncilor centrale posibilitatea de a emite atât CBDC-uri pentru tranzacții angro, cât și pentru tranzacții cu retail-ul. De menționat că Ripple a păstrat întotdeauna o anumită distanță de criptomoneda XRP, care alimentează una dintre produsele sale și rețeaua XRP Ledger. Cu toate acestea, progresele în cazurile judecătorești ale Ripple și obținerea de licențe au avut un impact evident asupra prețului XRP, deoarece traderii consideră că cele două aspecte sunt destul de strâns legate. Dragilor, piața se pare că nu are de gând momentan să ne joace feste și își continuă trendul ascendent și văd din ce în ce mai multă lume discutând despre un posibil bull market. Cu alegerile din Statele Unite de anul viitor și cu halvingul care ne bate la ușă, avem șanse destul de mari să vedem un început de bull market. Nu uitați că un bull market nu vine doar cu creșteri continue și că pe parcurs o să fie cu siguranță destule corecții. Nu intrați FOMO, nu cădeți pradă fadului, faceți-vă un plan și țineți-vă de el indiferent de cum evoluează piața. Vă doresc o săptămână extraordinară și profituri maxime! Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți link-urile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.